Și aici lângă minister și cu Big Ben-ul acolo, uitați-vă câtă lume s-a strâns aici, frate. Deci din cauza protestului, uitați-vă cât de proteste sunt aici. Este un blocaj imens în trafic, din păcate. Unele persoane ar spune că acum protestează cam 100 de mii de persoane. Și sincer, eu le dau dreptate pentru că e mega aglomerat. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou vlog. În momentul de față este ora 3:30 dimineața și trebuie să mergem neapărat la aeroport pentru că astăzi mergem la Londra și înainte să ajungem acolo trebuie să mergem la aeroport. În cam 2 ore trebuie să fim neapărat la aeroport, suntem destul de grăbiți, so haideți să-i dăm drumul la nebunie. Avem zborul aici, London Stansted, la ora 6:40, check-in deschis. Am trecut și de securitate și de control, acum rămâne de așteptat avion. Ce-mi place că zona asta pare amol. Total amul. Avem și Burger King, singură din România. Când o să bage în România Burger King, abia aștept. De cât în aeroport, frate, trebuie să fii ca să mănânci la Burger King. Ne ciocnim cu avionul. De dimineață, save a story. Ce-am pus azi aia pe story. Din față. Primul aer de Marea Britanie, am ajuns cu 20 de minute înainte, n-am avut întârziere, so am ajuns mai devreme decât trebuia. Suntem acum la al doilea, cel mai mare aeroport din Londra, cel mai mare este mai aproape, noi mă întrebăm de destul de departe, so hai să vedem ce reușim să facem. Tocmai ce am făcut rost de bilete către stația de autobuz și acum ne îndreptăm rapid spre stația de autobuz că trebuie să prindem neapărat autobuzul și o să ne ducem prima destinație mai întâi la Tamisa pentru că încă nu putem să ne ducem la hotel pentru că este foarte devreme în momentul de față în Londra și degeaba ne-am duce pentru că oricum nu ne-am putea caza. Văd că pe aici, pe sub terminal, este trenul, ești nebun? Mamă, ce infrastructură au ăștia, frate, România, salut! Am trecut și noi pe lângă parcare și mare McLaren ce-am găsit. Mamă, cât de înalte sunt clădirile astea, ești nebun. Ăsta e înalt.
Uitați-vă clădirea asta, cât de imensă e, frate. Wow. Avem în față renumitul Big Ben, care din păcate este în renovare și arată destul de urât. Bă, deci are orașul ăsta o arhitectură, doar uitați-vă puțin. Deci în spate este o arhitectură așa old, după aceea ne uităm pe aici. Mare clădire, imensă, ești nebun la cap. Și a fost destul de ciudat cu autobuzul, pentru că ne-a dus direct la ultima stație. Tocmai ce am cumpărat acum bilete, am făcut o afacere super bună și am cumpărat toate biletele de aici. M-au ajutat foarte mult băieții ăștia. S-au abonat până la canalul meu și vreau să spuneți voi acolo. Nu vă sunt seghiți. Să apăsați voi acolo pe butonul de subscribe și de like la acest vlog, că el a făcut asta. Să o trebuie neapărat. Am avut foarte mult noroc să dăm de un chioș care vinde un abonament de 24 de ore sau 48 de ore de autobuz cu o grămadă de linii prin Londra și poți să te urci să vizitezi și după aceea să te urci înapoi, om nervos. Și am putut să cumpărăm de acolo bilete și pentru anumite atracții la o reducere destul de mare. S-o, foarte interesantă faza asta și bine că am dat peste treaba asta. Și acum am cumpărat bilete cam pentru tot ce o să facem aici în Londra aproximativ și transportul. So, deci din start am plătit cam tot. Ne-am urcat acum într-un autobuz ăsta la înălțime și am primit și niște căști cadou ca să le putem folosi ca să auzim audio. Este și un tur în același timp când ne plimbăm pe aici și ne urcăm înapoi. Și avem treaba asta 48 de ore. Eu zic că a fost o afacere destul de bună. Bă, deci s-a umplut piața asta de oameni care protestează, frate. Peste tot numai steaguri de Uniunea Europeană și Marea Britanie. Prima chestie pe care o să o vizităm în Londra o să fie această catedrală imensă. Oh my god, guys. Look at this. Cât de mare e catedrala asta, frate! Sunt curios să văd cum arată Catedrala Mântuirii Neamului, că n-am fost în ea, dar probabil este mai mare, zic și eu, nu știu. Dar oricum asta e imensă, frate. Poate pare mică pe așa pe cameră, dar e imensă. Am primit și o șmecherie de asta de audio pe gratis. Super nice! Păi ești nebun cât de treabă sunt veverițele aici. LOL! Uite câte de treabă sunt veverițele aici. Guys, am ajuns pe vârful unui mall și arată într-un mare fel, pentru că vedem aici catedrala, vedem acolo și o grămadă de turnuri mișto și cea mai înaltă clădire din Londra. Asta este, The Shard se numește și nu o să mergem acolo pentru că, nu știu, o să pierdem foarte mult timp acolo și noi nu prea avem foarte mult timp la dispoziție, deci o să ne încercăm să ne focusăm pe chestiile mai importante. Acum că am terminat de vizitat zona asta de catedrală, o să ne îndreptăm spre bus station și o să ne ducem la hotel, pentru că sunt curios să văd și eu cum arată hotelul, dar până atunci o să ne plimbăm ceva cu autobuzul și să știi că l-avem chiar aici. Hai că avem direct autobuz. Deci din cauza protestului, uitați-vă cât te proteste stai aici. Este un blocaj imens în trafic, din păcate. Ci că ar trebui să fie astăzi în Londra cam 20.000 de persoane care protestează, dar alte surse spun că ar fi cam 100.000 de persoane care protestează. Deci nu știu ce să mai zic, frate. Fraților, ne-am arătat și noi aici protestului. Suntem împreună cu oamenii ăștia pentru că aparent am uitat să coborăm și acum o să facem o stație pe jos. E nebunie cu traficul în Londra, e dat peste cap și peste tot lumea e proteste. Și noi acum mergem fix pe lângă proteste. Guys, vreau să vă zic motivul adevărat pentru care am venit aici. Este pentru a susține toți acești protestatari
ca să nu iasă din NUE, am venit tocmai din România să zicem că nu e o idee bună. Dar de unde? Că noi eu mai am și eu acolo să vizitez și eu Londra, dar ci că... Hai că mai vizitez dacă e așa puțin. Până la urmă, din cauza aglomerației, am decis să mergem pe jos. Să o avem de mers cam vreo 20 de minute până la hotel. Pentru că, efectiv, nu prea mai e pe unde să o iei, pentru că sunt peste tot oameni. În momentul de față, suntem cam în centrul vechi, să zicem, al Londrei, pentru că nu mai este șosea, este efectiv ca în centrul vechi din București. Și peste tot e lume care bea bere. Nu înțeleg care e treaba astăzi, dar multă lume bea bere și sunt multe cioburi pe jos. Deci, după nu știu cât mers, cam vreo 25 de minute, cred, am ajuns în sfârșit la Hotel Royal Național. Haide să vedem cum arată camera. Într-o bine ne-am găsit noi aici camera 2317. Punem cartela și cam așa arată camera. Bă, eu zic că arată destul de bine. Este un hotel de 3 stele. Salut! Și cam așa arată și pe aici. Avem 3, 4, 1 pentru mine, 1 pentru mama mea, tatăl meu. Încă o oglindă aici. Bă, chiar e mișto oglinda asta. Și chiar e mișto așa și... Avem un ecran plat. Respect, uite, de la Samsung. Ok. Altceva ce mai avem pe aici. Bă, dar e cald rău, frate. Cred că dă căldură asta cam rău. Și avem priveliștea asta între. Deci, efectiv, hotelul ăsta este imens. N-aveți ideea asta? Cred că 20 de minute să găsim camera asta de hotel. Pentru că ne-am pierdut în aripa sudică și trebuia să fim în cea nordică. Da, destul de încurcat hotelul ăsta. Anyway, guys, eu zic că arată destul de bine camera asta de hotel. Nu știu, spuneți-mi mie în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre camera asta de hotel. Nu știu exact cât a costat camera asta de hotel, dar eu zic că pentru 3 stele e destul de ok. Deci, da, lumea, cam atât vă scoate acest vlog. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre chestia asta cu Brexit-ul, pentru că a fost mare nebunie astăzi. Efectiv, zici că acum Londra e ca după apocalipsă, frate, nu știu care e treaba. Anyway, ne vedem la următorul vlog. Mâine avem multă, multă treabă, multe activități. So, eu închei aici acest vlog. Nu uitați de like ca să postez cât mai rapid următorul vlog. Eu am fost Andrei și mi-am stărit. Bye, bye.